Dar bine v-am găsit, mi-ar fi plăcut să fac așa un fel de gigi-gigi, un gest nebun pe muzică, dar n-am făcut. Ce faceți? Să vă și văd. Salut, salut, e toată lumea bine? Bună, bună, bună la toată lumea, mă bucur că ați venit, mă bucur că am ajuns și noi după câteva sute de kilometri. Marți am fost la Iași, ieri am fost la Bacău, azi am fost la Constanța și am venit repede, repede la Buzău, unde am mai fost, cred că acum vreo lună, Mircea, acum o lună, și ne-am simțit foarte bine. A mai fost cineva acum o lună să ne vadă? Da! Cine? Să ridice mâna sus. Bun, e bine. E, ceilalți, na, ați pierdut foarte mult. Dar o să încercăm să vă facem să înțelegeți așa și în seara asta. Ultima oară când am venit eu aici, se fuma încă aici. Acum nu se mai fumează aici. Nu știu câți dintre noastre sunt nefumători. Foarte bine, dacă sunteți nefumători, vă respect. Eu sunt fumător, iar legea asta mă omoară, efectiv. E ca și cum v-aș chema eu la improvizație și v-aș zice n-aveți voie să râdeți decât afară, să știți. Noi facem glumele aici, dar vă abține și râdeți afară. Când vreți, luăm o pauză și nu, numai gata, fără râs. Deci nu știu ce impact a avut aici în Buzău, dar pe mine, efectiv, m-a răvăit. Foarte interactiv, e cea mai interactivă. Voi ne dați niște propuneri, noi le luăm, le punem frumos în scenă și sperăm că ne vom amuza și vom râde împreună. Sunteți de acord până aici? Da! Foarte, asta, da, să râdem. Am venit să ne bucurăm. Da. Sunteți un pic obosiți, poate? Da. Ne încălzim? Da. Ieșim afară la o țigară. Da. Ca să ne încălzim totuși un pic, o să vă apelez la bunăvoința voastră să vă faceți așa, să intrăm un pic în temă. O să vă rog ca după ce zic eu 3-2-1 să-mi răspundeți voi cu obligo. Încercăm o dată. Da? 3-2-1? Obligo! Bun. Ei înțeleg repede. Asta ne-am lămurit, ei înțeleg repede. Asta cu obligo e o chestie înainte să ne încălzim armoniile, energiile și chakrele să le facem să sune la unison în bi bemol. Bimemol. Încercăm încă o dată cu toată lumea. 3-2-1 obligă voi, dar tare. Ca și cum vine acum domnul, nu știu, Dragnea să zic și zice gata, s-a anulat legea, fumați unde vreți, da? Dar și nefumători, eu să rog. 3-2-1 obligă voi. 3-2-1! Obligă! Bun. Îmi place că ei și înțeleg repede și a doua oară și mai tare. Asta e atitudinea, e de bucurie. V-ați descurcat foarte, foarte bine. E, și acum dacă un actor greșește, îl penalizăm împreună, eu zic cucu și voi bau, ăsta este exact opusul lui obligo, adică e jos, e rău, e malefic, e dur, e ferm. Cucu! Bau! Nu juca, simplu, vreau să te văd pe tine, vreau adevărul, gândiți-vă la ceva ce vă enervează și față de care nu puteți să ziceți mă enervează și o ziceți acum, na, dați-mi mie toată energia negativă, cucu, eu bau voi, asumat, dur, cucu! Bau! Mi-a plăcut foarte bun. Doamne, aveți un bau, vreau să vă zic. Aș vrea o dată doar cu dumneavoastră, dacă pot să fac asta. Da, liniște, vă rog, doar cum vă numiți? Dar cine? Domnul? Nu, dumneavoastră, haideți o dată, dați-mi un bau să văd dacă e la cucu. Ăla e. Acum, na, râde și probabil că de asta n-a ieșit, dar foarte bine, foarte bine. Să știți că a fost foarte, ca doamna vreau. Haideți să facem un bau ca doamna. Am bau. Încercăm o dată, da? Hai să vedem, hai să vedem cum iese cu actoria. Cucu! Ați văzut? Așa pornim de la imitație, ușor, ușor. Bun, păi n-are rost să... Așa să începem, nu? Da. Interactivitate. Să începem, nu? Da! Bun, dați-mi voie să-l invit în scenă pe primul coleg din această seară, domnul Alexandru Mihalache. El este pe energie, șoferul nebun din acest turneu, Alex Mare Rizescu. A dormit tot drumul. Șerban Trâmbițașu.
El folosește trenul, să știți. Mulțumim, mulțumim. Bun, să începem. Primul joc pe care vi-l propunem se numește Obligo Mortuar. Asta înseamnă că am nevoie de la dumneavoastră pentru Alex Marea de o vârstă. 40. Și o meserie. Normală. Să evităm niște propuneri în seara asta. Gropar, becali, vidanjor, înmormântare, ginecolog. Da. Dacă mai vin, vă zic. Deci le uităm pe astea, încercăm alt. Cum? Portar. Portar, perfect, foarte bun. Portar. Spuneți-mi și pentru el o vârstă. 14 ani. Superb, 14 ani. Băi. Ai văzut, mă? Ai văzut, mă, ce înseamnă un chip tânăr? Antrenor de fitness. 14 ani? Bun. Ce hobby să aibă la 14 ani? Mă, nu vorbim despre voi, măi, în această seară. Un hobby. Cum? Cum? Tractorist. Nu, are 14 ani, n-ați înțeles. Cum? La agricol. Balerin, foarte frumos. Și pentru el, spuneți-mi o vârstă. 32. E prea apropiat de 40. 80, ce frumos. 80 și o meserie? Suicar, inginer IT, băutor. Profesor. Bun, deci avem profesor de? Fizică, cuantică, sport. De sport, profesor de sport. Hai să vedem fiecare vârsta și meseria. Portar 40, 14 balerin, 80 profesor de sport. Cei mai buni profesori de sport sunt cei care nu se pot mișca. Jocul ăsta se numește Obligo Mortuar pentru că ei ne vor povesti cum au murit. Întâmplător au murit cumva în comun, vom afla cu toții cum. Ăsta e scopul jocului, să ne facă să înțelegem cum au murit toți trei în același timp, având niște meserii și niște vârste atât de diferite. Este primul joc, a doua oară suntem în Buzău, aici la Cafeneaua Artiștilor. Hai să începem tare. 3, 2, 1, eu, Obligo, voi tare. 3, 2, 1! Obligo! Mă numesc Maru Stelian, sunt din Sătuc. Și până la vârsta de 40 de ani ajunsesem fotbalist la echipa noastră nouă, Voința Berca, cu care eram foarte mândri și ne înțelegeam foarte bine. În acea zi am început cu un antrenament simplu de tip răducan urică, care era un light motiv la noi în echipă, practic. Am început să dăm goluri din poartă în poartă, mândria portarului, cum se numește, la noi antrenamentul. Domnul profesor, că practic nu mai aveam antrenor, era domn profesor din sat de la noi care ne antrena, ne tot spunea ce să facem și noi îl urmăream foarte atent. Mă numesc Ionuț Alupoia, locuiesc în satul Săltuc, lângă Sătuc. De mic mi-a plăcut dansul călușarii, mi-a impresionat foarte mult și de atunci am văzut că se poate și am tot prosperat, am ajuns să fiu balerinul satului și din când în când mai și dansam, dar mai mult făceam balet. În acea zi nefastă ne-am dus să facem galerie la Sătuc, echipa adversă și eram în tribune îmbrăcat în costum național. Eu mă numesc Colind Centenaru, sau cel puțin așa mă numeam. Eram profesor la Liceul Teologic, eram profesor de sport. În dimineața asta îmi făceam somnul de după amiază, somnul de frumusețe, cum îmi place mie să-i spun, și mă pregăteam să mă duc la terenul comunal, unde se împărțeau medicamente pentru inimă, indapamid, felodipină, tot felul de acizi pe care eu le luam ca să nu mor ieri. Am ajuns la teren și mi-am dat seama că ceva rău avea să se întâmple. Proful venise la teren, noi întârziasem o leacă, că așa mai mergeam la cărciuma de la Sătuc, de acolo, de la intersecție, cum faci la Berca. Mai beam o bere înainte, că așa era antrenamentul la noi, ca să vedem mai multe mingi. Așa ne plăcea. Nu puteam niciodată să ne concentrăm, că vedeam o singură minge și, practic, când a venit domnul ca antrenor, că îi mai ziceam mai multe feluri, că îl chema Centenarul, noi ziceam Octogenar, de fapt. Așa ne plăcea nouă, dar dânsul nu știa. Și ne-am făcut flotări. Am făcut fiecare picăciulă câte 100 de flotări. La un moment dat observ că mi-a rupt o unghie.
pentru că eram și beatnik din ăsta mai nou, un fel de hipsteraș pe la mine pe Berca. Și cu unghia ruptă cer cartonaș să ies afară de la antrenament. Domnul nu a vrut să ne dea și mai era un aplaudat, un scamator de ăsta care era la noi acolo, care zice că era călușar, a pus CV ca să-l facă mascot, nu a vrut, așa că vinea el, făcea acolo chilabau. Fiind în tribună, n-am mai putut să mă stăpâniesc și am ieșit pe teren să protestez într-un mod pașnic, aruncând cu roșii mini. Am vrut să demonstrez că dansul lebedelor se poate face și pe terenul de fotbal, de aceea am interpretat călușarii. După ce am interpretat călușarii în atac, am interpretat și călușarii în apărare. După care m-am întors în tribună, iar pe jos am găsit niște pastiluțe care eu când văd pastile pe jos nu mai pot să mă abțin și tot ce văd pe jos bag în gură. Așa m-a învățat bunica, dacă găsești că eram în sat, în sat eram săraci și n-aveam ce să mâncăm și ce găseam pe jos mâncam la bunica în curte și așa am ajuns să bag în guriță tot ce era pe jos. Ajung acolo, era un chițipuș de nemânca gazonul. Eram patru labe și se plimba ca vaca. Și mânca gazon. Dar nu era echipa. Moment în care mi-am dat seama că ăștia trebuie să fie la cârciumă. Era ora 12. Plec spre cârciumă, se face 4 când ajung. M-am dus repede tare. Acolo mi s-a spus că au plecat acum 3 ore. Mă întorc la teren 9:10. Abia se mai mijea de ziua. Era așa august. Și vedeam pe elevii mei cum făceau flotări, unii 100, unii 200, unii... cred că vreau să mă impresioneze, vreau să-mi dea un șoc să rămână fără antrenor. Și atunci mi-am dat seama că ceva rău avea să se întâmple. Practic, până a venit domn profesor, că i-am cerut eu să-mi dea cartonaș să ies afară, nu a vrut. A zis că eu sunt cap de atac, libero, vârf de lance la echipa noastră, că mai ziceam și falanga spaniolă, că așa mi-a plăcea. Și practic nu a vrut să-mi dea, a zis nu, că tu ești Marus, e aceea ca uleu între găini. Fii când tai în ei, sare fulgii, vorba aceea. Și au vrut să mă țin acolo și când văd că vine echipa de la Bozioru, vine cu rata, imediat pe teren, țoc-poc. Ăla tot mâncat la gazon, deja mâncase tot cadrilaterul, ajunsese până în jos. Toți eram panicați, ne facem încălzirea în spate cu tricourile și dăm să intrăm pe teren. După ce am terminat de mâncat pastiluțele, m-a dat așa un val de căldurică, s-a suit sus la cap și într-o dată am început să scap de accent. În momentul în care am scăpat de accent și am început să văd că terenul și iarba de pe teren mă mai sătura, am început să mănânc linia de demarcaj. După ce am terminat cu linia de demarcaj, în spatele porții, ca prin minune, au apărut niște ciupercuțe roșii cu puncte albe, acelea din abecedar pe care profesora spune să nu le mănânci. Ei bine, totul era invers în capul meu, așa că m-am apropiat de poartă, mâncând efectiv linia de demarcaj a terenului și am început să mestec la ciupercuțe. Respir și când mă uit la ceas, era 10. Am îmbătrânit cu jumătate de oră astăzi, zic. Mă simt ca la 20 de ani acum. Era unul Marius la noi în echipă care nu știa ce post joacă, îl simțeam așa ca o găină printre lei. Și am zis să joace libero, atacant sau ce-o vrea el, numai să nu mănânce ciupercuțele pe care le-am plantat pentru adversari în spatele terenului, spatele porților. Când văd chițipușul că linge linia terenului, o trage pe nas, o trage pe sub nas, cam tânăr, îi zic să nu mai tragă linia, să nu mai... și-l văd la ciuperci. Atunci mi-am dat seama că ceva rău avea să se întâmple. Ultima tură. În spatele porții la echipa adversă era terenul foarte fertil, că noi aveam grijă în fiecare dimineață, că știam că dacă oaspeții sunt oaspeți, să ne facem și noi treburile în partea lor. Și tocmai de asta am văzut că de vreo 2-3 săptămâni a apărut sără ceva bureți. De prun nu era, că prun nu era acolo. Am zis, domne, așa trebuie să fie. Și eram pregătit acolo, flexat, cum stă prunea, cum stă stelea, cum stau toți prietenii mei buni. Și cum mă uit eu așa la teren, cu fața la teren, se dea fluierul de început, mă uit cu fața la Buzău, că eram în partea asta, fix la orașul Buzău cu fața, și mi-amintesc că era meci de la Gloria Buzău și văd un balon care mi-am dat seama eu în mintea mea că venise cu viteză foarte mare, mă lovește în cap, era tocmai de la meciul de fotbal de la Gloria Buzău care l-aruncaseră ei.
Mă lovește fix în cap, sar peste poartă și ajung de aterizez cu gura în bureț. Și acolo molfăind la bureț, am intrat în foarte multe spasme cu din astea și am murit. După ce a terminat de mestecat toți bureții, mi-a revenit accentul înapoi în cap și am putut să mă gândesc și pe limba mea. Și la un moment dat, pe teren, în fața ochilor mei, mi s-a făcut aievea că pășea un unicorn. N-am mai văzut niciodată un unicorn. A zis, ia uite, măi frate, și eu fiu ăsta, pe fiu are un unicorn. Și m-am dus să urmăresc unicorn. Unicornul fiind un unicorn, el s-a pierdut în lumină și dintr-o dată am văzut așa cum se aprinde nocturna. Am zis că s-a aprins nocturna și m-am dus spre ea, că e singurul lucru care poți să-l faci când vezi nocturna, să te duci spre ea ca Liliacu. Și de fapt nocturna care vinea spre mine și a dat-o ca Liliacu era rata. Și atât, n-am mai văzut lumina. Ca să vezi minune, minutul 10, portarul mi-era accidentat. Nu mai avea schimbări, mă gândesc ce să fac, dau 2-3 telefoane, se face 11:30. Mai erau 5 minute de joc, zic, hai să intru eu, mă bag în poartă, îmi iau mănușile portarului accidentat, văd că are unghie ruptă. Mă gândesc cum de, în fine, intru în poartă, iau un gol, nu contează, iau 2 goluri, iau 3 goluri, oaspeții deja n-o conduceau cu 7-0, moment în care îmi iau inima în gingii. Și cu mingea la picior trec de primul adversar, trec de al doilea adversar, trec de al treilea adversar, măi triblez pe toți, pe stânga, pe dreapta, pe 4, se făcuse 12:45. Ajung în fața porții, 25 de minute de prelungire, l-am rugat să ne dea să-l trec pe fisul la bag la sport. Și trag, lovește mingea bara, din bară lovește cealaltă bară în transversal, în solul care nu mai avea iarbă, că era mâncat de prichindel, și intră în poartă. Practic am dat un gol driblând absolut tot. Mă bucur foarte tare, mă bucur atât de tare încât îmi plesnește un vas de sânge în cap. Iau repede 2 pastile, dar nu-și mai fac efect. Îmi plesnește un vas de sânge în inimă, îmi plesnesc toate venele. Mă roșeam și mă umflam așa de sânge pe sub piele și tot mă bucuram în momentul în care explodez. Da. Treceți la rugul. E bine, am început optimist. Un profesor de 80 de ani care a explodat. Super, super. Cineva mai mânca ciupercuțe? Cineva, vă spun. Super. Femei singure? Așa? Hai că trebuie să găsesc. Gata, asta e orice ar fi, asta e, asta e. Floricele pe câmpii. Când zic floricele pe câmpii, vă gândiți la? Floricele pe câmpii. La Maria. La primăvară? La Șpriț. La grădina botanică a lui Tibi? Grădina botanică. La grădina botanică, hai de aici plecăm, de la grădina botanică, aici avem bilețelele pe care le-ați completat voi, colegii mei vor veni, vor improviza o scenă și de câte ori vor dori, vor lua un bilețel și vor citi ce scrie pe el. Indiferent ce scrie pe acest bilețel, trebuie făcut să pară că asta urma să spună personajul. Practic trebuie să-și asume, indiferent ce scrie acolo, să-și asume vorbele acelea. Sunt un pic obosit, mă iertați. Începeți mai greu. Deci, bilețele, grădina botanică, 3, 2, 1, eu, obligo, voi tare. 3, 2, 1! Obligo! Go! Doamnă ghid! Da, bună ziua! Ce sunt plantele astea mari printre care intru? Aceste plante mari printre care dumneavoastră vă faceți loc acum sunt niște trestii chinezești care se numesc așa. Trezește-te, îmbracă-te, nu întârzia și nu renunța niciodată. Și practic aceste trestii au crescut aici de când nici nu mă mai știu eu pe mine și nu au renunțat să crească chiar dacă nu le tem în fiecare an, ele tot cresc, tot cresc, tot cresc. Practic sunt niște trestii perene. Dar ați văzut unde a rămas soția mea, că era cu noi și... Da, soția dumneavoastră a rămas în partea aceea grădinii botanice care scrie vă pup acolo jos unde vă place. Filoctia! Au și banane! Aveți banane? Da, doamna, avem banane, cum să n-avem banane? Ce mari sunt! Filoctia, uite plantă! Extraordinar! Da, doamna!
Dar ce plantă, seamănă puțin cu roșiile cherry pe care le-a pus soacră mea. I-am auzit că e un soi foarte complicat, se cheamă Ardeo pe cumătră. E un alfoi cu stare de nebunie, mă exprim, deși mi-e bine. Practic e un altoi cu niște plante nebune. De ce psihotropie, clar? Psihotropie, clar. Auzi mersul piticilor pe cerebel. Asta e o plantă carnivoră? Da, aceasta este o plantă carnivoră, se numește Carnivorus Rex. Este o plantă care se hrănește cu femeile peiangeni, își devorează masculii după partida de sex. Practic se hrănește cu peiangeni. Femeile peiangeni. Sau peiangeni. E prima oară când văd așa o plantă și mereu am vrut să văd o plantă pentru că mi-aduce aminte de hai să facem un selfie în propotniță. Hai! Aveți capela aici în grădina botanică? Capela aici, da? Ați văzut că ați venit și o ajuns acolo în bază. Păi și dacă ne mușcă planta? Nu, v-am spus că planta o mușcă doar femeile paianjene, dar în cazul în care vă mușcă o plantă carnivoră care mănâncă femeile paianjene, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este... Nu scriu nimic. Nici eu. Nu scrieți nimic pe dumneavoastră timp de 10 zile. Dar nu obișnuim, nu obișnuim, nici tatuaje n-am pe mine. Nu pângăresc trupul cu nimic. Vă rog să vă țin. Nu trebuie să facem o rugăciune înainte să ne închinăm? Ba da. Mie îmi place să spun că dintr-o capelă la grădina botanică am mai fost o dată la București. Spun așa. Ideea e că deși azi e ziua bunicii, nu vreau să o văd. Vrei să ne reîmpăstăm cununia aici? Hai să ne re! Vreți să ne recununați? Da. Cum să nu? Vreți să vă recununez? Vai ce onoare puteți face, mă simt la fel cum m-am simțit atunci când am venit să mă distrez. Aici la prima grădină botanică pe care am. Deci vreau să-i spun câteva cuvinte. Vreau. Draga mea, să știi că îmi place bărbații dotați. Și mie, ne plac bărbații mei gusturi, vezi? Nu, n-ai înțeles. De mult vreau să spun asta și s-a declanșat odată în momentul în care mi-am tăiat cartofiorul. Doamne, ferește, Miguț, când ai făcut asta? Nu ți-am zis că mi-am tăiat ambii cartofiori am tăiat. Adică ultima oară când am făcut puree de acolo erau. I-am bătut bine cu unt. Ideea e că nu mai am cartofiori. Bun. Dacă mă iertați... Nu vă iertați. Cum să vă iert, domnule, e o veste extraordinară. Soțul meu a avut autovasectomie. Asta mă face să mă gândesc la un singur lucru. Cheliosul din al doilea rând. Nici bine nu ți-am dat păpucii și de gata gândești la el. Care ești, mă? Care ești, mă, că dacă te prind... Vino să ne arăți cartofiorii tăi. Stop, mersi. Puteți să ne-am luat. Alexi Mare, dragule, și încă un băiat, o să facem un joc pe care nu l-am mai făcut de foarte, foarte mult timp. Jocul acesta se cheamă Mâini Străine. Asta pentru că Alexi Mare și încă un băiat. Alexi Mare va fi un expert. Ram-pa-pa-pam. Și Șerban, te rog, ia poziție. Șerban va fi mâinile lui Alex Mare. Deci el va avea gura și creierul lui, dar mâine nu Șerban, iar împreună vor trebui să se coreleze, pentru că nu știu dacă ați observat și la voi și la alți oameni, când vorbesc, tind să asocieze vorbele cu mișcările cu gura și... Așa, mă rog. Deci mâini străine. Hai să vedem la ce să se priceapă Alex Mare. Spuneți-mi, nu știu, un obiect pur și simplu pe care l-a arătat. Șah. La șah. Hai să vedem la șah. Expert în șah. 3, 2, 1, obligo voi mâini străine. 3, 2, 1! Obligo! Să trăiți, în primul rând, toată lumea. Mă numesc Cobâlianski Karamazov. Sunt instructor în Bizighești. Am emigrat de mult timp. Știu că mulți dintre voi sunteți iubitori ai șahului. Și vă plac sporturile exacte. Nu toate celelalte atingeri spontane. Important e să deschizi, domne, cutia de șah și să joci table. Mai întâi, ca să te încălzești. Niciodată un jucător de șah bun nu pune mai întâi să facă șah. Nimeni nu face așa ceva.
mai întâi să joacă tabla. Iei pulurile de la tabla foarte ușor, ții placă și te uiți la ea și te gândești. Din dosul ei către exterior, că așa făcea și Kasparov, sărac. Nu făcea invers niciodată, pentru că există un secret fantastic. Pacea trebuie să fie în tine. Tu atunci când joci, când pui piesele, piesă cu piesă, când le așezi, este vorba de un haos total, de fapt. Nu fiecare are rolul ei. Pentru că ordinea pleacă din haos și haosul din ordine, iar din mine ajunge până la voi informația care se întoarce într-un proces de feedback. Pentru că eu atunci când atac, imediat omul celălalt vine și îmi taie macaroana, pentru că eu nu mă gândesc înainte la mișcări. Nu, domnule, mie îmi place să dau mai întâi și după aia să primesc. Așa că din punctul meu de vedere, o luptă bună de șah, un meci bun, este meciul în care eu rămân singur cu regele și îl bat pe ăla cu regele până zice gata, ai bătut tu. Ați înțeles? Ca să pun un topic la toată treaba asta, ca să fie totul mai pe larg, o să mă refer la piesele de plumb. La soldățelul clasic de plumb, pentru că acest tip de șah pe care și tu îl știi, sigur ai jucat Go vreodată în viața ta. Da. Sigur, sigur se vede pe fața ta că ai influențe asiatice. Vino mai aproape. Stai acolo. Stai acolo unde ești, că stai foarte bine. Ce vroiam să vă spun? Foarte important, nu în primul, nu al doilea, nu în ultimul rând. Șacul începe de jos către sus. Numai întâi trebuie să-i arăți adversarului tău ce tu de fapt nu ai. Și nu-i arăți că-ți tachicardează fiecare dintre tine, că ai garda până sus la C7. Nu asta este important. Important este, domnule, să joci. Mulțumesc foarte mult tuturor. Sto, merci! Ia să vedem. Mi-e cel mai la îndemână. Vino, te rog, un pic pe scenă. Ai luat tu și asta acolo, că o să creadă loc. Vino tu, da, colega. Cum te cheamă? Ana. Bună, Ana. Hai sus, repede. Fă un pas mare. O să primești imediat și un scaun de la colegii mei. Ce faci, Ana? Bine. Bine? No, bine, măi. Păi atâta vreau să știu. Mersi mult. Nu, am glumit. Stai acolo jos. Haideți doi băieți repede. De jocul ăsta se cheamă invitatul special. Ana va fi invitatul nostru special din această seară. Colegii mei vor improviza o scenă. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce vă enervează la orașul Buzău. Boșcodeală. Cum? Ce ai zis? Boșcodeală. Asta e un nume. Deci a președinte. Ăsta e nume? Primara. Unde e? Aici sau e la București, are treabă? Cred că am mai vorbit despre asta. Să trăiască, Doamne, ăștia, sănătate, îi dorim. Altceva, ce vă mai enervează? Nu știu, o chestie... Terorism. Terorismul pus să ia în... atins culmi inimaginabile. Se sinucid câinile de frică. Terorism, nu, ceva efectiv, ceva, nu știu, orice. Statuia, domne. Statuia lui? Nu știu ce statuie e. Ce reprezintă? O statuie. Zi-mă ce statuie. Un om. Nu știu, crezi mult. O statuie. Vă enervează statuia. Perfect. De la asta puneți voi. De la statuia care vă enervează într-un oraș. Domnule, mă enervează statuia. Nu vreau statuia. Am ceva cu statuia, cu statuia care nu. Bun. Invitatul special care este Ana. Trebuie să îți dau eu microfonul, da? Și ei, când vor vrea, vor face gestul ăsta către tine. Când au făcut așa, o să te rog să zici în microfon primul substantiv, primul cuvânt care îți vine în cap. Nu trebuie să aibă legătură cu ce zici. Ce îți vine în cap, aia zici. Poate să se acorde, eventual, știi? Ba, dar ce îți vine în cap? Nu trebuie să-i ajungi, nu trebuie să... Ce ți-a venit? Pac, ai zis, ok? Asta e tot ce trebuie să faci. 3, 2, 1, obligo, voi tare. 3, 2, 1! Obligo! De 12. Ieșim? Da!
Ai luat lanterna? Da, o am aici. Bine și eu. Hai. Ai văzut ce scorbură adâncă am făcut? Foarte, foarte adânc. Ieși din copac! Uite, aia e statuia. Aia e statuia aia ecvestră? Numai aia, aia. Aia de aici. Asta, toată. Asta. Și că are 2000 de tone de bronz. Wow. Știi câți bani luăm pe ea? Câți? Suficienți încât să ne cumpărăm câte? Un cercel. Cercele vrem noi. Bă, câți cercei vrea atâția cercei? Poți să-ți faci, să dau jumătate statuie și să faci cercei de bronz. Hai, eu zic să săpăm sub ea. Să se poate subia. Nu știu, tu ai altă idee? Da, nu este foarte bună. Am să iau acum... O piatră. O piatră? Și ce face? Sap cu mâinile goale în pământ. Râi de jur împrejur. Râi de jur împrejur, după care tornă... Un șiret. Un șiret. Este șiretul ăla păi. Vorba vine-l torni, legi. Îl leg, practic, da, leg. Îl leg aici de piciorul calului. Așa. Și îl las aici. E prea scurt. Stai așa că îl dezleg și eu pe un leg aici. Și lăsăm aici. E prea scurt. Hai să o împingem. Hai să o împingem ca turnul din Pisa. Vreau să văd cum cade ca o spătar. Ruptă. Trebuie să mergem la școală după ce vorbim. Împinge! Pic în aceeași direcție. Băi, nu ți-ai luat vitaminele? Ți-ai zis să nu pleci de acasă până nu mănânci? Fericire! Bă, pâine, cum ești la sunat? Ăla să te-am sunat cu o... soacră. Așa am o familie nebună, m-am sunat cu soacră. Mă rog, fiecare cu aia. Mai avem de aparare. Mai pice statuia asta sau... Da, mamă, a căzut statuia peste... fier. Peste fier. Peste șiret? Peste șiretul care este prea lung, da. Hai să înfășurăm șiretul. Da. În jurul statuii. Așa? Și după aia o tragem după noi. Da. Hai, pune mâna pe... scoci. Ca să prindem șiret. Așa, pun scociul aici peste șiret și bucățica asta de scoci, pune-o tu pe... farfurie. Pe farfurie. Efectiv, pune-o pe farfurie. Ia farfurie. Pentru că știi foarte bine că scoșul, în combinație cu ceramica, produc cel mai mare explozibil. Băi, tu vrei să detonăm asta aici? Da. Păi facem gălăgie, vine poliția, află că am furat statuia. Da, și după aia poate să-i spună și lui... țiganul. Și lui țiganul, da. Păi dacă vine țiganul și află că i-am furat statuia. Păi nu-i mai spune așa lui domn primar. Bravo, Ana! Mulțumim foarte, foarte frumos! Să vină un băiat la mine, aici, repede, repede, un băiat. Pentru Șerban, spuneți-mi o stare pe care o poate avea un om. Fumat! Ebrietate! Fumat! Ce să zici eu? Sunteți atât de tineri. Ebrietate! Melancolie! Sevragi! N-ar fi zis preocupat. Melancolic. Melancolic? Mai ce? Mai ce-ți? Îngândurat. Dezabuzat. Cum? Excitat. Excitat. Dezabuzat. Beat. Beat. Beat și spuneți-mi, vă rog, mă, și un, un substantiv, un cuvânt. Urât. Un substantiv. Capră. Capră. Superb, te rog. Al băiat. Beat capră. O stare pentru el. Melancolic. Vesel. Cum? Depresiv. Am auzit ceva de acolo. Speriat, domnișoară, mulțumesc. Și un, un substantiv? Bombă. Bombă, perfect. Și Alex Mare? O stare pentru Alex Mare? Adrenalin. Gândurat. Să uităm de tri și îngândurat. Depresiv. Somnambul. Mai ce? Mahmur. Avem, e, uităm de zona asta. Avem bea deja. Altceva. Religios. Religios sau nu?
Asta e, religios. Religios și spuneți-mi un substantiv. Schelet. Mă taci mai din gură, măi băiatule, te rog frumos, lasă oamenii ăștia să-mi dea propuneri noi. Unde crezi aici la Buzău, la tine? Da, nu, am glume, dar e foarte bine și așa, lasă-i și băi, le e frică de tine, o zic, după aia ne ceartă ăsta. Religios și, nu, schelet altceva. Masă? Masă ai zis? N-am aud. Da, bun, masă, religios și masă. Deci avem beat și... Beat și capră, avem acolo la Alex Mic. Alex Mic? Bombă speriată! Speriat și bombă și aici avem religios și masă. Jocul ăsta se numește Cercul Anonim al Poeților, pentru că ei vor fi niște poeți anonimi, adică de care n-ați auzit, și vor veni aici rând pe rând și vor trebui să facă o poezie în care să integreze cuvântul dat de voi. Sunteți gata să începem? Hai să începem Cercul Anonim al Poeților, CAP. 3, 2, 1, obligo voitare. 3, 2, 1! Obligo! Nu-i mă cu vocea ta! E fără alcool, eticheta. Păi am obiceiul să conduc cu sticla între picioare. Și când mai oprești... Mai tare. Am plătit! Și când mai oprește domnul polițai, dau geamul jos, îi zic... Doi hamburgeri, o poliție de pe care ce beau? Ca să nu zică că... Că zică... Așa, mă cheamă dulgherul Lucian și sunt dulgher de meserie. N-am fost inspirat la alegerea numelui, că întâi mi-am ales meseria și după aia nume. Eu nu aveam nume. Mi se spunea Pricopie. Pricopie, ce meserie e asta? Când o să fii pricop? Ce faci un pricop? Bea, dar era unul pe unul, de-aia, dulgher. Cum vă spuneam, am lansat un volum de poezii care se numește Eu și capra mea, Mariana. Chiar am o capră, Mariana. Avem acte regulă, ne-am căsătorit acum 2 ani și 4 luni. Mircea, vorbesc foarte serios și dă un lapte, de orice prost se însoară cu o femeie, nu? Eu m-am însurat cu o capră, deci am spus capra să zică da. A zis da, pe cuvântul meu, domn, dar n-am întrebat-o. Da? Da! Știi de ce? De ce? Că... Nu, dar mă gândesc să-mi iau o oaie. E mai bine să-ți iei oaie, pentru că asta te aprobă mereu. Că eu mă duc acasă și zic, pot să beau și ea, bee. Pot să beau, bee. Deci mă epin. Ziceam că am scris volumul de poezii. Dar l-am uitat. Nu volumul fizic. Adică l-am uitat în mașină. Mă duc să-l iau. Nu, nu vreau, nu vreau, lasă-mă! Bună, bună seara! Bine ați venit la seara de poezii din Țișorul de Argint. Mă numesc Grigoraș, Mihail Stoicescu Andrei și am venit și eu să spun o poezie. Din Țișorul de Argint. Domnul doctor, sunt cu minte, dințișorul e de minte.
Ia uite! O plombiță! Și mă doare în guriță! Au, au, au! Mă doare tare! Bomba este în parcare! Și tot plomba! Ia mă doare! Ce? Bună seara tuturor credincioșilor care au venit aici! Da! Nu râdeți, spuneți, arătați ce iese din sufletul vostru afară! Să auzim pentru bunul Dumnezeu de 3 ori, dacă nu de 4 ori! Aleluia! Spuneți cu mine odată, vă rog! Aleluia! 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 Numai așa poți să simți harul sfânt al Domnului Dumnezeului nostru. Numai El poate să ne ajute să ne ispășim păcatele noastre. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Eu, pe lângă faptul că sunt pastor, îmi place poezia. Îmi place arta, pentru că și Dumnezeu a iubit arta. Și Dumnezeu a iubit poezia, pentru că El ne-a făcut pe noi. Și noi trebuie să ne bucurăm de noi. Pentru că Dumnezeul nostru, al tău, al tău, chiar și Dumnezeul tău, e în noi, în mine, în tine, în noi doi. Ieri am fost la înmormântare. Ai mâncat? Ba ploua, ba era soare. Și când simt dar o mireasmă, e tămâie sau aghiasmă? Vino tu la Domn în casa și pune-ți sufletul pe masă. Mulțumesc! Doamne ajută să ne ajute cu tot! Mulțumesc! Voi. Bun, Alexandru, hai să-i dăm un cucubau lui Șerban, vă rog, așa să mă simt de bine. Șerban, vine să-l primești? Păi... Ai, așa, mi-a plăcut poezia ta, foarte mult. Cucu, eu bau voi tare. Cucu! Bau! Mulțumim, Șerban, și data viitoare la fel. Schimbă, se numește următorul joc. Ce jucărie vă doreați mult când erați mici și nu ați avut-o niciodată? Barbie. Cum? Barbie. Bicicletă, chitară, chitară. Ce? Mașinuță cu telecomandă. Mașinuță cu... Barbie? Barbie, frate, ce? O băbușă gonflabilă. De-am tăuit un Barbie, ce-i? O băbușă gonflabilă. Mă rog? Ce copilărie fericită! Bun, ce ai zis tu aici? Bicicletă, bicicletă. Hai să vedem ceva cu biciclete, cum mers pe bicicletă și așa, eu? Da, jocul se numește Schimbă, eu o să stau aici cu minte, o să mă uit la ei și o să zic Schimbă, o să pot să schimb orice voi dori din ceea ce ei vor face pe scenă. Pornim de la bicicletă. 3, 2, 1, eu, obligo voi. 3, 2, 1! Obligo! Schimbă intrarea. Schimbă expresia feței. Ce faci, băiat? Schimbă! Ce faci, mă, te dai? Schimbă! Băiatul, dai și mie tură pișcă. Salut, Gianni, nu, mi-a zis mama să nu ți-o mai dau. Schimbă! Mi-a zis mama să ți-o dau doar după ora 4 când vine acasă să te supravegheze. Cu ea. Aha. Hai, mă las să trec.
Eu te las, dar am gumă care pocnește. Schimbă. Am gumă turbo. Schimbă. Am minti. Schimbă. Am center shock. Mă niște center? Schimbă. Mi-a rămas o chiftea. Sucă foarte pocăit și nu mă-mi cascar. Ne-a vrei? Păi, dar nu mă spui lui mama. Dar îmi dai și mie bicicletă. Îți dau, dar dai și tu doar o tură de bloc. Schimbă ce dai să... Dai și tu doar o tură de parc. Schimbă. Dar dai și tu bicicleta înapoi. Ia mă, păi, dar ce fur eu biciclete? Da, mă, lași, ți-o bag eu. Hai bine, fii atent. Schimbă, Alex, mă. Da, ți-o bag și un gură singur. Schimbă. Gura mare. Schimbă, cum ai prins? Schimbă. Să nu bagi intra a treia, că scârție. Schimbă. Să nu bagi intra a patra, că-mi sare lanț. Schimbă. Să nu atingi volan, ghidon. Bă, astea-i de-aia cu viteze. De-aia la voie să atingi ghidon, nu? E cu șa lungă, uite. Schimbă. E cu șa de-aia scurtă. Schimbă. Asta-i pe gaz practic, ia uite. Zici că sunt troleu. Îmi place. Stai, uite că ai intrat în pietre și îmi spargi jurata din spate. Schimbă. Îmi spargi jurata din față. Schimbă. Îmi îndoi lanțul. Schimbă. Îmi îndoi cadrul. Schimbă. Îmi pere alta. Schimbă. Îmi faci poftă, vreau și eu, dă-mi înapoi. Schimbă, Alex Mare. Schimbă. Vrei ca sări lan. A sărit, că am uitat să-l lung. Dar stai că știu eu să o repar. Ai o cheie? Da, am cheie de sus doar. Nu mă, prostule, tata e mecanic, uite, cheie de 15. Mi-a zis mie că atunci când cade lanțul... Am o coreografie pentru servare, știi? Schimbă! Am cumpărat comitate și tehnicii de atenție. Schimbă! Îți place cum sunt eu așa? Parcă te-am văzut la România au talent sezonul trecut. Am fost acolo și am zis, fluturași putreziți, m-am luat afară. Da, cum ziceam. Hai, prindem lanțul, te rog. Dar scoate-mi o zală că e prea larg. Schimbă. Mai pune-mi o zală că e prea scurt. Schimbă. Unge. Schimbă. Șterge-o. Dar de ce îmi faci așa, mă? Schimbă, Alex Mare. Dar nu-i murdar. Schimbă. Schimbă gest. Schimbă. Bă, dar rău ești, mă. Schimbă reacția, șerban. Bă, dar hain ești. Schimbă reacția. Băi, bulangiule. Schimbă. Mama! Schimbă. Mama lui Gianni! Schimbă. Unica! Schimbă. Tata! Schimbă. Sormiu! Schimbă. Mama educatoare! Schimbă. Părinte! Schimbă. Poși Crăciun! Stau, stau, mersi, mersi, mersi. Bun, haideți acum să ne gândim, spuneți-mi, vă rog frumos, un domeniu de activitate care de obicei e serios așa, e sobru, e... Jucător de bot. Armata? Armată. Nu, armată. E perfect. Armată. Că tot trăim vremuri de pace acum. Vorbim de la armată. Jocul următor se numește Obligo Interzis. Asta înseamnă că actorii în scenă de câte 2, de câte 3, dar scurte, trebuie să vină, să joace ceva, să improvizeze ceva, dar dacă mai mult de 5 dintre voi zicem că râd, cel la care s-a râs iese afară. Și este înlocuit de către un alt tip. Subiectul rămâne armată, dar trebuie să facă altă scenă, alte personaje. Ideea de asta se numește râs interzis, pentru că dacă se râde, cel la care s-a râs pleacă. Armată, 3, 2, 1, obligo, voi tare. 3, 2, 1! Obligo! Pe loc repaos! Prezentări! Prezentări!
Încarcă, hai! Action! Ce face soldatul? Prima oară, când se află în fața detașamentului? Că prezintă onorul. Așa? Și... cântă imnul! Imnul. Ok, să începem! Ieși afară, ieși afară. Mamă, plec. Continuați. La jandarmerie, la postul 4. Ți-ai să fie aici? Păi n-am venit. La postul 4 s-a furat. Ce știi? Când m-am trezit, nu mai era. Să trăiți, m-a trimis tovarășul capitan la bucătărie. Sunt nou, dumneavoastră ajută? Numele. Alexandru. Mai cum? Mirale. Mirale? Mirale, Alexandru. Tu ești ăla trimis de la Zalău? Da, de la Zalău. Sacul de cartofi? Tot. Cum adică, mă, tot? Vă rog să mă dați, sacul de cartofi ce să... Sacul de cartofi. Eu îl curăț, sacul de cartofi. Ah. Deci ăsta e sacul de cartofi, ăsta e cuțitul de cartofi, ăsta e ligheanul cu cartofi. Curăț, poți să... îmi dați voie să curăț aici, da? Mai repede. Masa e într-o oră. Îl pun aici. Un cartof. Unu. Doi cartofi. Doi cartofi. Trei cartofi. Patru cartofi. Mă! Chivi, știi să cureți? Filipescu! Da, trăiți! Ai o scrisoare. Mulțumesc, să trăiți! O să citesc? Da, e deschis! I-a trimis mama pachet. Ce pachet ți-a trimis-o? Și-a trimis mă, ta fama! Stop, mersi, mersi, ajunge Șerban. Lu Șerban încă mai trebuie să explicăm jocul ăsta. Are o regulă foarte complicată și nu l-a înțeles. Îi invit și pe colegii mei aici lângă mine. Pe 3 aprilie o să înceapă la Antena 1 un show care se numește Ai Umor, dar se scrie I-Umor. La acest show puteți vedea trupa Obligor, nu știu să vă zic data exact. Ideea e că e de vot, e de râs, vă uitați, râdeți de noi, figură frumoasă și ne votați. Veniți cu SMS-ul și vă dăm noi banii la spectacolul următor. Între timp, până atunci ne găsiți și pe Facebook, trupa Obligor, like, share, pop, gigi, gigi, geaga, geaga. Pe Facebook, trupa Obligor, că avem și Facebook, trupa Obligor, pe Facebook ne găsiți, trupa Obligor. Până atunci, hai să ne uităm la televizor, dar ne găsiți și pe Facebook, trupa Obligor, sunteți acolo. La televizor, hai să ne uităm la ce? Spuneți-mi niște emisiuni de genuri, mă interesează, genuri de emisiuni. Emisiune de? Documentar. Documentar, despre? Despre, mamuți. Ziceți. Mamuți. Mamuți. Documentar despre mamuți. Despre altceva. Emisiune de? Fotbal. Măi, gata, măi, te-am rugat, măi, omule, măi, te rog, măi, mai sunt oameni. Nu. Emisiune de? Hoții de chilipiruri. Îți zice ție, nu? Îți zice ție. Nu, nu i-am zis nimic. Dar am glumit, am glumit. Așa, zice și voi. Emisiune de? Umor încercăm și noi să știți. Cât putem. Aud? Aud emisiune de? Gătit. Gătit, pescuit, pescuit, pescuit. Pescuit. Pescuit și încă o emisiune, emisiune de? Meteo. Meteo, super. Super, hai să vedem ce avem. Mamuți. Meteo. Pescuit.
eu o să fiu telecomanda, eu o să fie televizoarele. Hai să vedem ce o să iasă. 3, 2, 1, obligo, voi tare, ultima oară în seara asta. 3, 2, 1! Obligo! Bună seara! În episodul anterior am vorbit despre elefant în partea de Germania, oarecum, cum a crescut elefant acolo și a migrat, începând cu anul 2046. Ulterior, elefant s-a transformat în mamut și ulterior, iarăși în elefant, iată această transgenizare care a apărut după perioada 2020, când omul a distrus planeta. În continuare o să vă explicăm cum au ajuns ei să se mulțească, să ajungă pe teritoriul american. Salut, sunt Musu și bine ați venit la starea meteorologică. Vom urmări cum va acționa vremea în următoarele săptămâni. Salut, sunt Ghindea Știucă, nu? Ghindea Știucanu și ne aflăm pe Balta Râmnicu Sărat, unde avem campionatul olimpic de pescuit fără vânătoare. Pescuit cu armă rece, adică cu trestie de bambus și de zahăr. Avem trei echipe, echipa Elveției, echipa Poloniei și echipa Neandertalianului, care el primul când s-a căsit acolo a vânat mamut fosil pe care îl căsea în pământ, practic când căuta huilă. La început a găsit mai întâi fosil de mamut filde și a zis, ia, acesta este filde și de mamut și atunci a definit. Lapoviță și din soare, vom întâmpina și averse de ploaie pe o scală largă, aproximativ sute de ani în urmă, când elefantul și mamut coabii dădeau la mămăligă. Acum se dă la râmă. Râmă și viermuș. Se face un fel de carcalete, la două ace se lucrează, la o gută, la trei plumbi. Se aruncă și ploaie. Ploaie, ploaie, ploaie. Următoarele zile va fi numai ploaie. Și au avut atât de mult mamut încât era mamut comunitar peste tot. Au făcut program eutanasie mamut. Au reușit să eradicheze mamut, că era atât de mult filde și peste tot mai mult ca aur. Nu mai putea omul să trăiește decât mamut. Și în acel moment a fost o sclipire în cotele apelor Dunării. Asunsese sunt 7 cm, gheață la mal. Practic în Orșova crăpa gheața și se dăm la copcă. Este o copcă special creată la 32 de grade pe mijlocul bălții. Este o copcă făcută cu ventilația care a format curentul oceanic când a fost exact glaciațiunea numărul 6, dacă vă amintiți foarte clar. La atunci, în moment, mamut a învățat să se plimbă pe două picioare. Extraordinar a fost un breakthrough la mamut când s-a ridicat la fund, practic peștele în nămol și cu trei mâini, doi oameni, apucă undița și se rupe exact la 23 de grade Buzău, la Galați, putem să observăm că avem minus 3 grade, iată ce vreme foarte, foarte ciudată în România, n-am mai avut în România minus 3 grade și de când a pus-o pe lat. Atunci îți dai seama că e peștele mare baban, mă bag în apă. Tocmai de asta, până să aibă trompă, foloseau filtre și ca hoțoaică la pere și la corcotuș, mai ales la prună, când găseau, făceau un fel de fricăruie pe filteș și băga pere, hoțoaică, ca la păcănel și după aceea celălalt mamut venea și mânca din filteșul lui mamut 1 până se hrănea și progenitura atunci devenea saramură. Cu crap. Crapul și carasus. Niște nori cumulus care, practic, ei provoacă furtuna în mâl, pentru că e mai rece și au oxigen nimbocumulus. Acest nimbocumulus care se combină cu norul cumulus, practic, ei formează un corp de lansetă care este interzis. Repet, trestie de zahăr, trestie de bambus. Și colonia de mamut astfel formată a împlânzit un grup de dinosauri. E, lua dinosaur și îl creștea ca să poată să ară pământul, pentru că mamut își creștea singur prunele lui. Foarte important, mamut mâncător de prune. Dar cu solzi, ce-i drept, băloși, așa. Practic au stricat concursul. Spectatorii au vomitat, au plecat majoritatea acasă. În spatele adverselor de ploaie, putem să observăm în spatele meu un grafic. Ei, da, este chiar un grafic al... Elveția 6 pești,
avem Polonia 25 și România. Încă de la strămoșul lor comun, care este inorocul preistoric, cum se numește, înrudit cu centraurul, s-a întâmplat datorită Ateneului care s-a contorsionat în acel moment și a ieșit acest... Bulgăre de zăpadă, este un bulgăre etern, practic acest bulgăre de zăpadă ninge peste el și el va ninge mai departe după ce se va evapora. Vremea în Bulgaria. Cam 50 de lei balta. Moment în care toți concurenții fug, balta rămâne goală, peștele sare în apă. Wow, ce audiență avem! Eu sunt Știucanu și am fost alături de acest proces în care s-a format prânsă de mamut. În momentul când au făcut asta, numai asta au vrut să mănâncă și am mâncat prânsă de mamut cu ploaia bulgărească. Ploaia bulgărească este formată din niște picături ca gogoșarul de mari. Stop, mersi, mersi, ploaia bulgărească, Cotet. Trupa Obligola Buzău, mulțumim Cafeneaua Artiștilor, mulțumim foarte mult Mircea pentru susținere, Alex Mare Rizescu, Alexandru Mihalache, Cervan Trâmbițașu, eu sunt Amurzea împreună, vă mulțumim foarte, foarte frumos că v-ați rupt din timp și ați venit să ne vedeți, împreună suntem trupa 3, 2, 1, vă mulțumim foarte frumos, nu plecați, urmează concert de jazz cu Supa Atila, servus, mulțumim mult de tot!